Nu am făcut nici un pas fără să avem un acord de la Ministerul Mediului, da? Apelor și pădurilor, la cabinet ministru și ne-a răspuns domnul ministru. Și ne spun așa, că pentru noul amenajament, care a expirat la 31.12.2023 și noi trebuia să constituim un nou amenajament, este adresa din care am și atașat-o la expunerea pe care am făcut-o, din 10.06.2022, ne spune că da, trebuie făcut noul amenajament. Și la sfârșit ne spune că pentru suprafața cuprinsă în noul amenajament silvic, schimbarea categoriei funcționale actuale, 1.4b, care era păduri în jurul localităților, categorie funcțională, la 1.4a, păduri parc, va fi fundamentată printr-un studiu de specialitate, subliniez acest lucru, pentru că aceste studii nu sunt făcute de orice cetățean. Sau orice cetățean, îi se pare că el știe mai mult decât un specialist. Întocmit de un proiectant autorizat, subliniez, care va fi supus analizei Comisiei Tehnice de Avizare pentru Silvicultură din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Am făcut acel studiu de fundamentare, a primit avizul tehnic numărul 78 din 18.07.2022, după care am continuat toate procedurile legale.